Pregătește-ți undița, vârșa, năvodul, setca, lanseta. Cele mai tare exemplare sunt aici, la Antena Satelor. Umplem juvelnicul împreună. Are balta pește! Ești gata să-l prinzi? Din acest moment aveți de auzit emisiunea Are Balta Pește și Lenții Chiriac vă propune pe parcursul a 30 de minute o discuție cu Teodor Hosu Longin, realizatorul emisiunii Mincinoșii de pe canalul TV Travel Mix și care recent a devenit și scriitor cu acte în regulă. Teo îți spun bun găsit și vreau pentru început să ne spui povestea ta de pescar începător. În primul rând, salut! Povestea mea, să zicem așa, una peste alta, nu diferă foarte mult de poveștile tuturor pescarilor. Țin minte că mergeam la vila scriitorilor de la Olimp, la mare, acolo parcă aș fi început să pescuiesc cu Mircea Sântimbreanu, Dumnezeu să-l odihnească, care era un munte de om, un metru 96 și vreo 140 de kilograme, eu eram un copil de câțiva ani. Și mă la cu el pentru că pe digul dinspre Costinești, ultimul dig, unde înainte era o piscină și acum există piscina, dar este părăsită, acea plajă nu era amenajată și acolo pe substrat era mâl. În acel mâl se găseau celebrii viermi cu care se pescuia la chefal și sunt nu intra era un om în vârstă era foarte greu și mola cu el cu găletușa și cu sita să îi aduc viermi evident că în momentul în care ne întorceam am avea un băț de nu de alun un băț de nu știu dacă de stuf cred că A, de bambus era mai așa. tare dar în acela lăcuit și îmi făcea o linie și stăteam lângă el și eu pescuiam pentru că râmele erau foarte prețioase eu pescuiam cu carne de scoică după guvid cel mai ușor pescuit și pescuitul pe care cale comand tuturor părinților care vor să-și ducă copiii la pescuit, pentru că Guvidu este un răpitor total nebun, care mănâncă fără niciun fel de problemă, nu trebuie tehnică să înțepi și prins imediat. Asta da. a fost, să zicem, debutul în pescuit. După care... Deci la mare a fost la, la mare, da. Am, tatăl meu, Dumnezeu să-l dignească, avea o, o, idee pe care o puneam practică la fiecare zi de naștere. Ne făcea cât un fel de diplomă pe o coală a 4 Și într-o discuție cu prietenul și confratele Andrei Vlădeanu, când tot așa ne lăudam că a început să pescuiască mai devreme, am căutat între hârtiile, între diplomele care mi-au mai rămas, că nu le-am păstrat pe toate și am găsit una de la vârsta de 12 ani, în care tata are de un pește și zice, să-ți dea Dumnezeu să ai capturi mari, deci am și o atestare documentară, ca să zic, așa că pescuiam la vârsta aia. De obicei, nu mulți încep la mare, bine, în afară de cei care locuiesc în zonă. Noi mergem, avem o gașcă, mergem în continuare la vila scriitorilor de la Olimp și suntem o gașcă cu copii, fata mea e cea mai mare, face 16 ani, dar băieții, restul sunt undeva între 8 și 10 ani în fiecare an mergem pe dig cu bețe și uh, dăm la, la guvid și se găsesc. E adevărat, nu mai sunt atât de mari. Știi că guvidul are foarte multe dimensiuni. Cei mai mari sunt hanu și cei care sunt maroși și cu căpățâna cât pumnul lui Tyson. E, acum găsești pești, să zicem, nu știu, cât pachetul de țigări, puțin mai mari. Însă pentru atragerea copiilor da. Înspre pescuit e o chestie foarte mișto De la etapa <coughs> asta cu Guvidele ai trecut La o superioară Și pescuit la Fuță Aveai curaj aveam curaj, da, pentru că bunica Știi mea că erau interzis și, și în, în da, dar era și în Herăstrău. Eram în drumul taberii, eu stăiam în drumul taberii și în lacul Mogiră și se pescă, dar nu era pește, pentru că în fiecare an, când venea iarna, se seca acel da, da, da. Păi nici acum nu e pe pește, nu s-a da, 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 nu s-a schimbat mare lucru. Da, și dar atunci, în Cismigiu ce N-am dat niciodată la pește în, în cred că albitura albitură, roșioară, bibonaș, da, că, cărășel, dar bine, brichetar toți, cel mai mare. Și mergeam la, era un, auto, un spor pe bulevard. Așa e. Și, ne, și ne luam cârlige acum dacă eu n-am fost pescar de finețe așa mare, adică o ce am crescut, au început să crească și cârligele odată cu mine. Dar acum dacă aș încerca să mă aleg cârligele de 16, de 18 da. că aș înnebuni pe baltă, m aș tăvăli. Da. Când eram copil, asta cu crapul era mai mult așa o o legendă, o poveste. N-am avut, că n-am avut nici scule, n-am avut lansetă, n-am avut mulinete, avut? era foarte greu. Nu n-am avut. N-am avut pentru că nu știu de ce, părinții nu mi-au încurajat neapărat. La mine în familie nu pescuia nimeni. Aveam un unchi care mi-a adus odată. Țin minte, și acum din Rusia. Mi-a adus o lansetă, cred că de somniera, făcută dintr-un lemn de balsa, și a pus pe ea o mulnetă de. de pescuit voi la păstrăv. Știi? N-avea nicio legătură. A intrat și într-un magazin și a cumpărat. de aia care nu se oprește niciodată, știi, cu mânerul pe lateral și era ceva sinistru. Și n-am reușit. Adică, nu, după Revoluție, Țin minte că tot așa am cu gașca mea de prieteni în care am mai întâlnit niște pescari, am început să mergem pe bolțile din jurul Bucureștiului. Înainte de Revoluție, sincer, n-am mers la crap adică pescuit așezat măcar 12 ore uh, cu nădire și așa mai departe. Dacă îți povestesc <coughs> că o să-ți pară rău acum, dar uh, e bine și după 90. Și ai intrat direct în zona asta de crap. Ai fost atras da, mai mult de crap. Pescuit stați să-i spunem pescuit de baltă. N-am avut o specializare. Adică noi mergeam, era în că ne plăcea foarte mult. Am fost un pescar, să zicem, catch and release prin natura modului nostru de a trăi. Adică n-am pescuit de foame niciodată, deși de multe ori ne era foame, ca să zic așa, nu n-am fost în tinerețe oameni bogați, nu suntem nici acum, și mergeam pur și simplu să ne distrăm. Ne luam după noi și ne luam bere, oricum nimeni nu pleca de acasă cu mâna goală, aveai brânză, aveai o șuncă, deci nu pescuie practic de foame. Cel mult dacă stăteam peste noapte, <coughs> pentru că nu ți minte să-i făcut partide mai mari de 24 de ore, Seara făceam un grătar, că, căutam o tablă pe acolo și puneam niște pește pe o saramură teoretic așa să zicem, și mâncam 2-3 pești. Dar n-am făcut kilograme, zeci, să punem în saci, să ducem cu cu să nu, n-am făcut treaba asta niciodată. Și repet, pescuiam la ce vine, pentru că pescuiam cu bombă sau cu o montură cu două cârlige, virmuș, boabă de porumb, pâine amestecată, râmă, momitor, pe momitor mă măligă la greu și asta era, ce, Tradițional. Dacă, Da, 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 da. Nu era, nu nu ne specializaserăm în, în zona respectivă. Dar când, când ai făcut pasul ăsta? Pentru că trebuie să spunem că <coughs> tu realizezi și o emisiune de pescuit la TV de ceva ani, ai fost 10 ani, prima oară ai fost la Antena 1, apoi da. ai fost Mix. ai rămas la Travel Mix, da. Care și se cheamă Mincinoși. Mincinoși, da. Am făcut pasul către pescuitul specializat de crap undeva, cred că în zona 95-96. Și atunci am început să-mi cumpăr scule, să mă așez un pic așa și să încep să înțeleg cam cum se pescuiește la crap După care pasul cel mai important a fost făcut în anul 2001 Când mi-am luat, grație regretatului Liviu Tudor Samuilă, care era și el pescar de crap Mi-am luat abonament pe lacul Făcău Era un abonament foarte scump, AGVPS Diana Și era un lac foarte complex Era un lac care începea cu un baraj unde adâncimea apei ajungea la 12 metri și se pescuia cel mai bine la crap într, -o, într un cot lângă pădure, unde apa avea vreo 400-500 de metri lățime. Deci era foarte, foarte greu să arunci, nu mai zic de malul de vizavi și așa mai departe. Și atunci am început să pescuim la crap, începusem să fim specializați. Și atunci am apropo de poveștile frumoase, noi tot mergeam și prindeam 2 kg, 3 kg, 4 kg, nu prindeam bucăți. Și am prins lângă noi erau 4 băieți noi la vremea respectiv aveam 20 de ani, ei, cred că aveau vreo 35, care aveau vreo 20 de lansete, toate la fel, toate lansetele la fel, toate mulinetele la fel, și care stăteau pe boaltă câte 2-3 săptămâni. Erau, deci făceau pescuit deja din an, anul 2000, pescuit industrial. Și ei se duceau, aveau un cauciuc de rabă, un flat, și se duceau cu două lopeți, cu punga, ziceam noi, pungă de un leu plină cu boabe de porumb, cu monturile în brațe și le plantau. Și când au văzut pe noi și au văzut că nu prinde și ei pești mari, 10, 7, 8, 12, super capturi. Ne-au zis, domnule, dacă nu plantați, nu o să aveți șansa să prindeți pești. Noi zis, cum să plantăm? Că nu avem mai. Mi-a fost ne să le cerem. Ei au la 20 de lansete, erau tot timpul cu ea pe apă. Și eu eram cu un prieten foarte bun de al meu, Radu Abramescu, basketbalist la Dinamo Bondaru, că e subțire așa. Și el a zis, da, lasă-mă că le duc eu. Păi cum să le duci? Și am luat o bucată de lemn, am bătut în ea patru cuie, am pus, aveam montur cu o agrafă de aia mare, știi? Și puneam, am pus agrafa în fiecare cui, i-am pus punga de un leu în brațe și s-a dus în not, pur și simplu. Cu o mână ținea punga și cu bucata de lemn, cu cealaltă a notat, poc, poc, poc s-a dus 200 de metri, a lăsat fiecare montură, a băgat 2-3 mâini de boabe, s-a întors înapoi și atunci a fost prima dată când am prins și eu un pește, nu știu, 7 sau 8 kg. Și așa am plantat, cred că de vreo 3-4 ori, până când la un moment dat a zis și el, bă, hai mă să facem rost totuși de, de cauciucul ăla, de, de aia, că nu mai pot, nebunesc. Pentru că, na, trage și la de 2 kg și de 3 kg, trebuie să-l scoți afară, n-ai ce să faci. Dar așa, ăsta a fost primul meu pescuit la plantat, de să zicem, mega specializat, cu, a, deja aveam monturi cu un singur cârlig, nu se pescuia cu boile atunci, boabă de porum pusă pe cârlig și am început să prind pește mare. După care, așa cum ai zis și tu, am intrat în lumea pescarilor profesioniști. Eu cu Andrei Vlădeanu sunt prieten cam de pe vremea când, am fost, când eram prieten și cu tine. Cu tine am fost colegi la Pop Broken Show no, la începutul no. anilor 90. Cu el am fost coleg de brazlă, caziarist sportiv. El era la antenă, eu eram în, la cotidianul ziua, vorbeam de pescuit și ne-am tot întâlnit prin fel de fel de concursuri pe la Sărulești și cu el am stat de vorbă și am zis hai mă să facem o emisiune de pescuit, mi s-a părut totuși ciudat că un om care se pricepe foarte bine la pescuit, la vremea respectivă nu erau decât săruși la TVR că nu vorbim de alte emisiuni care erau șușanele Emisiune profund de pescuit. Și chiar, chiar, face, chiar nu mă aduc aminte, nu, nici nu erau foarte multe emisiuni. Păi nu erau că nu erau deloc. Da. <laughs> adică, în afară de țăruși, uh, mai era ăsta care a fost și. Ah, bine, avut, nu dar, aia... are aia... rost să da, nu, mai aibă Dar, <laughs> dar nu avea nicio legătură. era o emisiune de mâncare. <laughs> de mâncare, de surpriză. De... Da, da, nicio legătură. Cu scuici, da. Da. E, și așa am început proiectul mincinos și un proiect pe care îl continui singur de o lungă perioadă de timp. E un proiect frumos, un proiect la care țin foarte tare și sper să mai sărbătorim încă 10 ani. Dacă uh -huh. o Hai că să mai vorbim despre, da. și despre această emisiune și despre implicarea ta în promovarea pescuitului. Luăm o scurtă pauză, apoi revenim aici cu Arebalta Pește. Lenții chiriac nu visează la peștișorul de aur. E pescar serios, ce naiba! Te învață să dai la răpitori și nu numai, pentru că are balta pește! Am revenit în cadrul emisiunii Are Balta Pește, alături de Teodor Hosu Longin. Vorbeam ceva mai devreme, Teo, de implicarea ta în mediatizarea pescuitului sportiv din România și după ce ai început așa mai primitiv, ai ajuns la un nivel unde, acum știi cum e, întrebi 10 pescari de competiție, toți spun, ăla nu e bun, ăla nu știe, ăla... Tot timpul există discuții. Pentru mine, Pescuitul e clar o pasiune și pescuitul înseamnă nu contează cu ce scule mergi, nu contează ce echipament ai, pur și simplu trebuie să mergi pe baltă și să faci pescuitul în sine. E adevărat, sunt pentru catch and release, din punctul meu de vedere și la crapa și face la fel, dar nu știu dacă merge cu clige de barbetate Fără și așa mai departe. Da trebuie cumva să faci în așa fel încât peștele să fie măcar protejat. Sunt perfect de acord cu tine, însă aici trebuie să ne gândim la un lucru care se vede foarte tare în istoria poporului nostru. Noi am mars foarte multe etape. Noi, de exemplu, ca și societate n-am avut iluminism. Ca atare, multe din lucrurile care, pozitive care s-au, au început să ni se întâmple începând cu mijlocul secolului 19, secolul 20 n-au avut o bază pe care să se așeze, de aceea când a venit comunismul, ele s-au spulberat fantastic de repede. Am făcut această divagație pentru că vreau să spun că și cu pescuitul se întâmplă același lucru. Este foarte greu să vii din perioada anilor până în 90, când nu aveai acces pe nicio baltă, toate erau ferme, piscicole, nu să pescuia numai dacă erai membru de partid, dacă aveai relații, dacă erai securist și așa mai departe să, să vrem în 10, 15, 20 de ani lumea deja să nu mai pună mâna pe niciun pește, adică eu cred că bun, eu sunt perfect de acord cu ce spui tu din punctul meu de vedere, cum am zis și în prima parte a emisiunii, nu iau pește mănânc pește da, prefer să mă o să-l cumpăr. E adevărat, dacă mă duc în Delta, mama mea e brăileancă și tot timpul îmi zice, adu și mie un pește. Și ia un pește să-i duc pentru că îi face o deosebită plăcere. Însă, apropo de... De la anul <coughs> nu o să mai fie De la anul o să zic, îmi pare rău, da. da. Ideea e că trebuie, toate lucrurile trebuie făcute cu măsură. Adică Atât timp cât există lacuri private, unde există niște reguli. Până la urmă, eu și în emisiunea mea spun un singur lucru. Eu nu zic, domnule, catch and release, full option. Nu, zic, respectați regulile unde vă aflați. Nu contează care sunt regulile respective. Atâta timp cât ai intrat în sufrageria omului și omul spune că trebuie să te descalzi la ușă, ai două variante. Ori nu te descalzi la ușă și nu intri în casă, ori dacă intri în casă te descalzi la ușă. Este foarte simplu. No, ai trebuie te. să respectăm niște reguli, iar dacă regulile spun no kill, Catch and Release, uh, poți să iei 5 kg, noi trebuie să milităm, iar eu militez la emisiune pentru a respecta aceste reguli. În rest, cum se respectă ele, că preferăm de foarte multe ori să nu le respectăm, eu nu știu dacă mai există într-o limbă proverbul regulile sunt făcute pentru a fi încălcat. Iar dacă există acest proverb și în alte limbi, cred că este mai mult așa ca o poveste. Pentru că, de fapt, eu cred că proverbul ar trebui să fie regulile sunt făcute pentru a fi respectate. Pentru că, dacă nu respectăm niște reguli, atunci trăim în anarhie și în momentul la nu mai avem să mai discutăm. Nu, dar la noi te o, o mare problemă este și că bălțile noastre nu mai au pește. Populația este de la an la an puțin numeroasă. Este o populație inclusiv, mă refer și la pești răpitori, nu numai la crab. sunt din ce în ce mai puține lacuri cu adevărat interesante ca pescuit, ca zonă piscicolă, nu mai spun de Delta Dunării că din punctul meu de vedere e o tragedie ce e acolo, în afară de câteva incinte normal private, dar acolo tot așa din punctul meu de vedere a nu prea e pescuit, e ca într-o căldare și e simplu, eu vorbesc de ape naturale și atunci oamenii dacă continuă în această manieră să plece cu sute de chile sau cu zeci de chile, eu zic că de la an la an o să fie foarte, foarte greu. Da, în fine, acum fiecare face cum vrea și. Acum depinde la care dintre aspecte te refer. dacă te refer la plecatul cu pește de pe apele naturale aia mie mi se pare o porcărie și nu mi-e frică de cuvinte pentru că atât timp și eu văd treaba asta și pe rețelele de socializare unde sunt fel de fel de oameni, unde e o libertate prea totală, ca să zic deși termenii nu sunt foarte corecți, nu poți să, să faci o ecuație economică între pescuit și finalitatea pescuitului, adică dacă eu îmi cumpăr scule de 200 de milioane, dacă am mașini de 25.000 de euro dacă stau la mă cazez la 18 stele și trag linie și văd că am cheltuit o, o groază de bani, trebuie să mă se autopește ca să mă scot cumva pentru că până la urmă, ceea ce nu înțelege lumea este că pescarii din România ca de fapt din toată lumea, se împart în două categorii, pescarii de plăcere, de pasiune și restul Restul, ca să spunem, pescari economici care nu Occident nu prea se mai găsesc. Dacă facem din pasiune, atunci un exemplu destul de dur ar fi ăsta. E ca și cum mă duc la o piesă de teatru, plătesc biletul, stau la loje și când plec zic, actița principală mi-a plăcut foarte mult, vreau să vină cu mine în seara asta pentru că eu am plătit bilet. Nu, tu n-ai plătit bilet ca să pleci de la restaurant cu fața de masă și cu scaunul și cu vesela pentru că tu ai plătit. Nu, tu ai plătit să iei pe baltă, să fie curat, să fie pește. Cum vezi acum pescuitul în România? Din punct de vedere nu mă interesează pescuitul de competiție. Pescuitul așa, ai fost pe foarte multe bălți, ai făcut foarte... Ai văzut mulți pescari. Da. Care e nivelul lor în acest moment? Eu vreau să spun așa și aici vin un pic, mă întorc la ceea ce ai spus tu. Să știi că, da, repet, facem diferența între bălțile private și apele naturale. La apele naturale nu mă bacă, dar știu poveștile. La, la bălțile private, eu prin natura emisiunii mele am un mare avantaj, merg pe foarte, foarte multe bălți. Ceea ce am observat este că pescarul de crab s-a specializat foarte tare, a început să investească foarte mult, am fost pe o baltă în primăvară, undeva la finalul lui martie, ca să filmez o populare. Și până a venit mașina, ca de obicei în România se întârzie, pe tipul cu care eram, care era managerul bălți, zice, hai să ne primim un pic, că vreau să mai tai și eu niște bonuri, să vedem cine a venit. Mai era o vreme câinească, frig, nenorocire sâmbătă, la ora prânzului, 54 de mașini, am numărat 52 de bărcuțe de plantat. În condițiile în care nu există bărcuță sub 15 milioane realizez de fapt că lumea care se plânge că domne plec și eu cu un pește că sunt amărât și mă costă benzina argumentele nu mai stau în picioare când sculele costă minim 150-200 un băț sau un combo să zicem, da, băț cu mulinetă când costă barca 2000 de lei când vii cu mașina nu zic toți cu grătare, cu șprițuri, cu alea, cu alea, cu alea. Nu poți să faci o, o, ecuație să te scoți. Bun, s-au specializat, s-au modernizat, au început să pescuiască mai bine, însă există o mare, un nucleu de ăsta foarte dur în care oamenii spun, pe mine nu mă învață nimeni nimic, eu știu să pescuiesc de 30 de ani și nu îmi spuneți voi cum să fac. Lasați prostia cu un singur cârlig, că de la 8 cârlige vin mai mulți pe și poți să-i scoți și mai departe. Adică există și această inerție fantastică Dată de faptul că, așa cum știm foarte bine, românul este cel mai bun în tot ceea ce întreprinde și nu ai cum să-l înveți nimic. Iar aici stau și mă gândesc că de ce au dispărut toate emisiunile de pasiuni? În afară de emisiunea mea și emisiunea de la TVR cu pescuit, nu mai există emisiuni despre câini, nu mai există emisiuni despre pisici, nu mai există emisiuni despre filatelie, nu mai, nu mai există nimic. Pentru că lumea nu mai caută informații despre pasiunile lor. Ei le știu pe toate și cu asta basta. Are câine, îi dă salam și orez. Că lasă, dumne, că mănânc eu e bun și pentru el. Domne, nu e așa. Vrea să l învețe să nu mai meargă la să facă pipi în casă, îl bate bună și sar în aer. Știi, și după aici, lasă că așa m-a învățat și pe mine tata și nu știu ce și câinele lui bunicu. Lucrurile nu mai merg așa. Și atunci trebuie să pescarii să fie educați. Și sunt patron de bălți, că asta vreau să spun. În ultimii 5 ani de zile, numărul bălților din jurul Bucureșilor amenajate, că bălțile au rămas în picioare, sunt alea care sunt de 100 de ani, să zic. Bălți amenajate și unde administrația a început să bage bani, s-a triplat. Deci a început să intervină o concurență reală. Anul ăsta, în primăvară, știam 5 patron de bălți care, la începutul lui iunie, ar fi dat orice pe o tonă de pește să populeze și nu mai aveau de unde să ia. Tocmai pentru că au apărut foarte multe bălți. Educația se va face, dar cum spuneam, nu trebuie să sărim peste perioade. Trebuie să le învățăm așa cum le-au învățat și ceilalți. Cum vezi tu pescuitul la crab în România? Să zicem, pentru un pescar care începe acum să pescuiască, cum îl sfătuiești să pornească pe această direcție? Ea spune să, să-și facă o baterie de două lansete, să intre pe site-uri și mai ales pe site-urile de second, unde se găsesc produse second hand, să caute în jurul locului în care trăiește, dacă găsește un magazin de pescuit, să se ducă acolo, să urească cu patronii respectivului magazin, să se apropie un pic de ei, să ceară sfaturi. De exemplu, am întâlnit și întâlnesc o sumedenie de, 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 de ocazii în care lumea îmi dă mesaj pe Facebook și îmi spune mă duc să pescuiesc pe o baltă din spatele casei mele. Cum să, cu ce să dau să prim pește? Vreau să-mi cumpăr o lansetă, ce lansetă să-mi iau? Și am ajuns la gradul de saturație atât de mare încât le răspund cu o altă întrebare. Vreau și eu să-mi iau o mașină ce mașină să-mi iau, vreau și eu să mănânc diseară, ce mâncare să mănânc. Și efectiv îi văd cum se blochează. Păi dacă tu mă întrebi pe mine ce lansetă să-ți iei, vreau să te întreb și eu pe tine ce să mănânc diseară. Păi poate, de exemplu, tu nu mănânci carne și nu o să-mi recomand niciodată o pulpă de porc, dar poate mie îmi place. Cum pot eu să-ți spun ție, în primul rând, nu te cunosc, nu știu cum arăți, nu știu ce forță ai, nu știu ce înălțime ai, nu știu ce amvergura ai la brațe. Lanseta poate fi de 3,40, de 3,20, de 3,60, de 3,90. Deci, tras de fiare, e un una, ești un tip slab, e alta. Nu știu cum îți place să fie lanseta, moale, tare. Deci tot ceea ce sfătuiesc eu să facă este să nu mai ceară sfaturi la modul uh, vreau să iau centuri sau cutare până telefon, până SMS, până WhatsApp și așa mai departe, să pună mâna, asta le spun, Tute domne și pune mâna în pransete. a, da, te pot ajuta, îți dau 5 numere de telefon de la 5 patron de magazine cu care sunt prieten, du-te și ei îți vor pune la dispoziție orice gamă de produse vrei. Iale, încearcă-le, pune mâna, vezi cum îți e mandrina, vezi cum îți e mulineta, vezi cum îți vine pe mână, pentru că mie îmi place, de exemplu, mașină o mașină mai pe mecanică, altul vrea full electronic. Nu suntem prieteni, suntem oameni care mergem și BMW împreună. Nu avem aceleași gusturi. Nu pot să-i recomand eu. În primul rând, contează bugetul. Contează de câte ori pescuiești pe an. Pescuiești de 50 de ori pe vară, atunci trebuie să-ți o baterie care să fie rezistentă. Faci partide de 24, 48, 72, asta înseamnă că sculele respective întâmpină într-un timp foarte scurt diferențe mari de temperatură. Da? Pescuiești primăvara, poate să fie 20 de grade sau 18 grade ziua și să fie 0 sau minus 2 noaptea. Stai în ploaie, nu stai, adică contează foarte mult. Și trebuie foarte, foarte tare să meargă pe baltă și să încerce singuri. Toți pescarii cu care am făcut interviuri spun același lucru și spun și eu. Nu există nadă care prinde tot, cum nu există nici linguriță care prinde tot, nu există lansetă care scoate orice pește, nu există fit care să nu se rupă, nu există cârlic care să nu la un moment dat, să nu dea greș. Dar numai prin faptul că te duci și capeți experiență, vei înțelege ceea ce trebuie să faci și cum trebuie să faci. De exemplu, sunt foarte multe lacuri care la care s-a prins, nu știu, scuit cu octopus într-un an. Și lumea vine grămadă cu scuit de octopus al doilea an și prinde unul care dă cu ananas. Păi, domnule, ți-ai bătut joc de mine, mi-ai spus, nu, eu ți-am spus ce s-a întâmplat acum un an. Dar noi nu putem să prevedem, de exemplu, starea vremii, luând în calcul ce s-a întâmplat în urmă cu 2 ani sau cu 3 ani. Acum poate să ningă în iulie și la anul să fie 45 de grade. N-are nicio legătură. Peștele nu este matematică. Eu asta spun tăna, pescuitul nu este matematică. Trebuie încercat și un pescar pe lângă scule care se găsesc la nivel de 150-200 de lei lansetă cu mulinetă de bună calitate, trebuie să aibă în primul rând răbdare și în al doilea rând imaginație. Și cum vorbeam înainte, și un dram de noroc. Între timp, pe lângă pasiunea asta de pescuit, ai ajuns și scriitor. Da, am ajuns în. Da, am prima mea carte, a apărut în 1998. A fost un volum de proză scurtă, Crima și alte povestiri, care a luat premiul Uniunii de... pentru debut al Uniunii Scriitorilor și, și editorii Cartea Românească. De atunci au trecut 20 de ani, precum Alexandru Duma, și am scos acest roman, Morto Est care a avut lansarea la târgu de Carte de la Gaudeamus, Târgă Zlui de voi de Radio România. Și chiar pot să spun că sunt foarte, foarte mândru pentru că am reușit să public din nou la Cartea Românească cea mai prestigioasă editură care publică români. Hai în câteva cuvinte să ne despre ce este vorba. Este o carte care povestește despre un tânăr, un adolescent care merge în piața universității în perioada anilor, anului 1990, celebra manifestație din piața universității, crede că în fine libertatea chiar a ajuns și în România, are parte de un tratament nu tocmai ortodox din partea minerilor, așa cum știm foarte bine că s-a întâmplat la mineria, dar din 13-15 iunie au fost și morți, o sumedenie de răniți, îi pică practic toate ideile și toate iluziile că România se poate face bine, pleacă în Germania, fuge practic din țară, încearcă să se stabilească acolo, încearcă să reușească acolo, însă realizează că nici acolo nu e chiar așa cum crede toată lumea. Evident că se întoarce înapoi în țară, iar aici, din păcate, încearcă să facă un business, încearcă să-și rea viața alături de prieteni, însă nu face decât să înregistreze eșec peste eșec. Este o carte care se numește Mortua Est, însă Estul este cu E mare, nu cu E mic, așa cum era la Eminescu, pentru că, de fapt, jocul de cuvinte este est-mort, adică această zonă de lume din estul Europei este o zonă moartă. Din păcate, pentru cei de generația noastră, cam așa s-a întâmplat. Mulți dintre noi, și cred că ai și tu foarte mulți prieteni, chiar în povestea că te-a dus să pescuiești prin strădate pe la prieteni, au plecat la începutul anilor 90 și cred că poate situația asta în care ne regăsim economică și așa se datorează și faptului că mulți dintre cei de vârsta noastră nu s-au regăsit în ceea ce s-a întâmplat în anii 90 și au plecat. Teo, hai să închem această emisiune, are Balta Pește, cu o poveste simpatică pe care ai trăit-o pe Balta. Păi ți-am zis deja două, ți e, zis mai, mai, mai spunem încă una. Eram la Tâncăbești cu celebrul Coco Popescu și eram pe pontonul 1. În fine, mai era uh, un pescar foarte cunoscut cu noi, supranumit Pilhan și cine știe porecla știe și numele, nu vreau să-i dau pentru că era, a fost într-o poziție puțin ca ciudată, în fine, și pescuiam de pe pontonul, Pilhan era pe pontonul 2 și la un moment dat, bere, bere și priz bere, au început lansetele să tragă și am luat un pește mare, în același timp cu mine, a luat și Coco un pește nu foarte mare, Coco zic la, înțeapăl, fir, l dai fir, lasă-l pe bait să se ducă, că aici avem un pește foarte, foarte mare. Nu că eu vreau să fac deal, că uite, îl țin și când îl aduc, îl țin cu o mână și cu cealaltă o să te ajut pe tine. Am adus peștele lângă, a făcut o voltă, era o salontă, am zis că la 20, era chestia de acum 2 ani de zile. Am băgat, Coco a minciogul, când am ridicat minciogu, s a ridicat minciogul, s-a rupt minciogul, a căzut peștele înapoi în apă. Când, în momentul în care a căzut peștele în apă, mi-a tăiat firul și s-a dus, Coco când a văzut că se duce a sărit în apă cu, cu lanseta. a rămas cu lanseta sus, între timp peștele s-a dus la revedere, am luat eu alt mincioc, că mai aveam un mincioc, A scos lui care avea vreo 5 kg și ceva, deci n-avea, ăla, ăla săra cu pește căzut în apă cu lanseta, cu alea, cu n-a putut absolut nimic, a fost super ok, la un moment dat Coco, acolo apare vreo 1,80 m nu mai putea să, să, se lice pe ponton Apoi râdeam în continuu Zic, bă, fie naibii cu pește tot de 5 kg Te-am pierdut o super salontă, nu știu ce Între timp vine Pilhan și stătea pe ponton și râdea de noi Ha, 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 că fi voi de fraier Că uite ce ați făcut, că nu știu ce, că nu știu cum A, ridicat Coco Ne-am, în fine, ne-am împăcat, nu ne certasem Dar s-a schimbat, nu știu ce Și la un moment dat, noi am pilhane, lasă-ne Că și așa suntem supărat, uite, am pierdut super pește, nu știu ce Bă, că fraierilor, că... și trage și lui Și aia la goană și calcă pe lângă ponton Și cade direct cu capul în apă și în stuful închizat exact din spate, nu știu ce s-a făcut, a rămas acolo plin de noroi. <laughs> zic, uite frate, dacă râzi de noi, evident că i s-a dus peștele, i-a încurcat vreo trei lansete. Zic, așa e la pescuit, dacă vrei să râzi de colegi, Dumnezeu îți și vede. Te o mulțumesc mult de tot pentru prezența în cadrul emisiunii Are Balta Pește. Mersi ce să urez? baftă, nu poți să țurez. Ba da, eu n-am această da? problemă, dar bineînțeles. Atunci toate cele bune și te mai așteptăm aici în cadrul emisiunii. Doamne ajută! Fire tuturor care ne pregătește-ți undița, vârșa, năvodul, setca, lanseta. Cele mai tare exemplare sunt aici, la Antena Satelor. Umplem juvelnicul împreună. Are balta pește! Ești gata să-l prinzi?